Din cauza faptului că în etapa 25 a Ligii a 3-a nu a jucat, Maramureș Universitar Baia Mare a căzut pe locul 2 în clasament, pe prima poziție revenind SSO Câmpia Turzii. Numărul impar de echipe din cadrul seriei a 6-a Ligii a 3-a face ca în fiecare etapă una dintre cele 15 echipe din serie să ia o pauză. S-a întâmplat și în etapa 25, una intermediară disputată marți, când băimărenii de la FC Maramureș Universitar au stat lider până înainte aceste etape. Maramureșenii au coborât pe poziția secundă în clasament după ce SSO Câmpia Turzii a trecut în frunte în urma victoriei de pe teren propriu cu FC Zalău. Pe stadionul Mecel din Câmpia Turzii, SSO s-a văzut condusă încă din minutul 21. În urma golului reușit de Andrei Bălan, însă gazdele au preluat conducerea imediat pe tabelă prin penaltiul transformat de Moțet și golul marcat de Flaviu Chiș încă înainte de pauză. Prima repriză nu s-a încheiat înainte ca Alin Budean să vadă al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, lăsând Zalăul în inferioritate numerică pentru repriza secundă. SSO s-a desprins în partea a doua prin al doilea gol marcat de Chiș și Zalăul n-a mai putut reveni, deși a avut o bară de final. În celelalte partide din această etapă, Unirea deja a terminat la egalitate, scor 1-1 cu SCM Brașov. Sănătatea Cluj a înregistrat o remiză albă în deplasare cu Unirea Ungheni, FC Cisnădie s-a impus cu 2-0 la Florești, Unirea Târlungeni a câștigat la limită cu 1-0 pe teren propriu cu Odorheiu Secuiesc, iar Avântul Reghin a câștigat cu același scor acasă cu Gazmetan 2 Mediaș. Gloria 2 Bistrița a câștigat cu 3-0 la Masa Verde meciul cu FC Zlatna, echipă exclusă din campionat și care va pierde cu 3-0 toate meciurile următoare până la finalul sezonului.